Lucrarea de media creștină Alfa Omega TV a fost fondată în anul 1994 și are o largă deschidere interconfesională. Încă de la început a avut un impact pozitiv în rândul credincioșilor, prin distribuția de programe și resurse media cu conținut moral creștin. Alfa Omega TV contribuie la răspândirea cuvântului lui Dumnezeu în România și în străinătate. În cei 25 de ani de slujire, lucrarea s-a dezvoltat și a fost nevoie de echipamente adecvate, de oameni potriviți, dar și de o casă care să ofere spațiul necesar derulării activității de media. Am închiriat în decursul anilor mai multe spații, locații, unde am început să multiplicăm, pe vremea aceea casete DVD, am început să facem mici editări. Din 99-2000 am început să și producem câte ceva, să luăm interviuri folosind tehnologie din acea vreme. Ne-am mutat din loc în loc, din locație în locație, căutând variante simple, locuri potrivite activității noastre de media creștină pe care vedem că înflorește sub ochii noștri și se dezvoltă, cu provocările de rigoare. Încetul cu încetul am văzut mâna lui Dumnezeu cum a intervenit în ridicarea acestei clădiri, pentru că după faza echipării parterului a urmat echiparea etajului întâi și lucrul acesta s-a întâmplat în anul 2011. Niște frați, doi frați mai precis, au auzit de nevoia noastră și erau de meserie, lucrau în construcții și, practic, cumpărând materialele noi, mai ajutând și noi, ei au ridicat tot etajul întâi, în sensul de l-au echipat, au compartimentat etajul întâi conform planului și ne-am dotat și cu camere și cu birou la etajul întâi. La fel s-a întâmplat cu etajul 2, după aceea un an mai târziu. Deci, practic, am avut un mic șantier în casa Alfa Omega cam tot timpul până acum, în 2 ani, când lucrurile s-au stabilizat. Cu ajutorul lui Dumnezeu, Alfa Omega este prezentă în viața oamenilor prin difuzarea de știri, filme, documentare, conferințe, seminarii, prin asigurarea de resurse gratuite. Alfa Omega este specială, pentru că aveți curajul să mergeți unde Duhul Sfânt se manifestă, aveți curajul să mergeți acolo unde focul este întețit și aveți curajul să mai și transmiteți asta. Apreciez accentul pe care îl puneți pe prezența bisericii în societate, deschiderea bisericii pentru a se conecta și a răspunde provocărilor lumii în care trăim, aducerea împreună a oamenilor din diferite orașe, culte, zone geografice. Mulțumim mult pentru tot ceea ce faceți, pentru susținere și pentru tot, și pentru reviste și pentru toate resursele gratuite pe care le putem primi de la voi. E extraordinar și chiar încurajez oamenii să apeleze la Alfa și Omega pentru resurse gratuite de la Joyce Mayer și altele pe care le au, care sunt o mare binecuvântare pentru zilele noastre. Distribuirea de programe către stațiile regionale și locale de televiziune este unul dintre cele mai vechi proiecte și a început în 1994, fiind inițiat înainte de a exista canalul de televiziune. Colaborarea îndelungată dintre Mușel TV și Alfa și Omega mi-a oferit calitate și diversitate. Pornind de la programele pentru copii, programele muzicale, programele de divertisment, documentare, filme artistice, talk show-uri realizate în studio, toate au un numitor comun: profesionalism. Colaborăm de foarte, foarte mulți ani, de 14 ani cu Banat TV din Banatul de Munte. Iar o parte din profesionalismul, din seriozitatea și implicarea dumneavoastră ni le-ați transmis și nouă. În primul rând, vreau să vă mulțumesc pentru colaborarea îndelungată de aproape 25 de ani, timp în care postul nostru de televiziune a difuzat programe, filme, documentare, desene animate, foarte urmărite de telespectatorii noștri. Dragi prieteni, 25 de ani înseamnă tinerețe, forță. Înseamnă puțin dacă întrebi o domnișoară sau un domnișor pe stradă. Dar în mass media înseamnă enorm. Înseamnă înțelepciune, înseamnă milioane de oameni mulțumiți. Alfa Omega este o misiune prin media pe care Dumnezeu o folosește pentru zidirea bisericii și pentru a răspândi Evanghelia în România, în Europa și în alte zone din lume. Acolo unde nu poate ajunge un pastor, nu poate ajunge un duhovnic, sau acolo unde oamenii nu pot să vină la o biserică, la o congregație, peste tot, Dumnezeu trimite cuvântul Său. Fiindcă am găsit scris în Biblie, în Psalmul 107,
versetul 19-20 spune: oamenii în întoarea lor au strigat către Domnul. Și când oamenii strigă către Domnul, este scris, Dumnezeu din ceruri a ascultat, a trimis cuvântul său. El trimite cuvântul. Și Alfa Omega este un loc din care cuvântul lui Dumnezeu este trimis. Alfa Omega TV este lucrarea lui Dumnezeu inițiată prin revelație, dezvoltată prin credință și susținută prin rugăciune.